Dragii mei, Biblia spune cu privire la credincioși, la cei care îi aparțin Domnului, de bună oară în Psalmul 11, versetul 5, Domnul cearcă pe cel neprihănit, dar urește pe cel rău și pe cel ce iubește sâlnicia. Poate e vreo întrebare în dreptul cuiva. Foarte multe mesaje în care Domnul ne spune că ne încearcă, ne verifică. Să știți că proba e aici, în viața aceasta. Dincolo nu ne va mai încerca. Cine ajunge dincolo va fi fericit pentru totdeauna. Biblia spune de bună oară în dreptul lui Avram, în cartea Genesei, capitolul 22, versetul 1. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. După ce i-a promis binecuvântarea, l-a binecuvântat, l-a dat pe Isaac. L-a pus la încercare pe Avram. Biblia vorbește și în dreptul nostru că suntem încercați. Uitați ce spune de bună oară David, omului Dumnezeu, în Psalmul 139. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima, încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Vezi dacă sunt pe o cale rea, s-ar putea să fiu pe o cale rea, da? Și pentru că sunt, eu caut neprienirea, Domnul nu mă lasă. Domnul este Cel ce mă îndreaptă pașii pe calea Lui. Ieremia, capitolul 20, versetul 12. Și acum, Doamne, Dumnezeul oștirilor, care încerci pe cel neprienit, care pătruns rărunchii și inima, fă-mă să văd răzbunarea Ta împotriva lor, că ție îmi încredințez pricina, care încerci pe cel neprienit. Dragii mei, noi știm că vremea îngerilor a trecut, ei nu se mai pot pocăi, îngerii căzuți. Nu mai există har, ei știu că nu mai au har. Domnul Iisus i-a spus demonii, te știm noi cine ești, e Sfântul lui Dumnezeu, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme. Ei nu mai au posibilitate de căință, har de la Dumnezeu să se întoarcă. Vremea lor a trecut, acum este vremea noastră. Viața asta scurtă. Și dacă cumva se duce viața aceasta și noi nu beneficiem de mântuire, suntem pierduți pentru veșnicie. Diavolul știe și îngerii lui. De aceea lupta nu este mică, este mare. Uitați ce spune Biblia de bună oară, foarte frumos, despre Ezechia. Dar înainte vreau să citesc ceva despre Ieroboam, despre copilul lui care a murit. Soția lui merge la proroc și acum prorocul îi spune, tu scoală-te și du-te acasă, cum îți vor păși picioarele în cetate, copilul va muri. Tot Israelul va plânge și îl vor îngropa, căci este singurul din casa lui Ieroboam care va fi pus într-un mormânt, pentru că este singurul din casa lui Ieroboam în care s-a găsit ceva bun înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel. Extraordinar! Cum și în viața unui copil, Domnul știe, vede categoric înclinația pe care o va avea în viitor, când va crește. Drumul, dorințele, toate le vede Dumnezeu. Spune Biblia însă și despre Ezechia. Uitați ce spune Biblia în dreptul lui Ezechia la un moment dat. Spune aici în Cartea Cronicilor, în capitolul 32, versetul 31. Însă când a trimis căpeteniile Babilonului Sol la el să-l întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Știți că și noi suntem părăsiți uneori? Bă, Domnul Iisus, spune Domnul Iisus, a spus, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mă părăsești? L-a încercat, Domnul nu s-a găsit nici vină, nici greșeală, el era desăvârșit. El a fost credincios până la capăt, dar și noi suntem încercați, probați, nu e ușor când e singur. Și uneori simțim că suntem singuri, că avem nevoie, parcă toți ne-au părăsit și cei din jur, prietenii, familia, care nu mai are ce să facă. Ăla e un moment în care Domnul ne probează, noi trebuie să rămânem însă credincioși, liniștiți.
Să nu uităm că cel ce veghează deasupra tuturor evenimentelor este Domnul. Încercarea nu-i mai mare decât o putem noi purta. Odată cu încercarea, Domnul a pregătit și mobilul să ieșim din ea. Uitați ce spune în Ieremia, în capitolul 6, despre poporul lui Israel. Zice, toți sunt niște răzvrătiți, niște bârfitori, aramă și fier. Toți sunt niște stricați în dreptul lui Israel. Foalele arc, plumbul este topit de foc, degeaba curățesc eu, căci zgura nu se dezlipește. Degeaba încerc. De aceea se vor numi argint lepădat, căci Domnul i-a lepădat în urma încercării, prin probele prin care i-a trecut Dumnezeu. De aceea Domnul ne vorbește pentru că ne iubește. E un mare ar să-ți vorbească Dumnezeu. E o tragedie să nu-ți mai vorbească Dumnezeu. Să te lase să mergi în drumul tău, pe o cale greșită. Iar în finalul vieții, când nu mai poți să faci nimica, nu mai poți întoarce timpul înapoi. Să nu mai poți să faci nimic. De aceea îl binecuvântăm pe Domnul pentru sfaturile Lui. Doamne, îți mulțumim că Tu ne vorbești în toate felurile, prin evenimente, prin anumite stări, la nivelul familiilor, la nivel individual. Dar ne vorbești aici prin cuvântul Tău. Ne vorbești prin sfaturile pe care le ai pentru noi, prin duh profetic, e nemaipomenit, prin cântările care se cântă. Dacă suntem cu luarea minte la cântări, cântările au un mesaj. Ăsta-i rostul cântărilor. Nu numai să cântăm, să lălăim. Cântările au un mesaj în sine. Ce frumos! Îl înalță pe Dumnezeu, îi aduce în slavă și glorie Lui. Și de multe ori prin cântări Dumnezeu ne vorbește, ne cercetează. Sub toate formele, Dumnezeu ne vorbește și ne cercetează. De aceea dorim în continuare, Doamne, ajută-ne să rămânem ai Tăi. Ajută-ne să primim cuvântul Tău în inima noastră. Ce frumos s-a citit textul din Marcu. Pe când ședea Iisus la masă în Betania, în casa lui Simon Lepros, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nar curat, foarte scump. Și după ce a spart vasul, zice, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei le-a folecat și ziceau, ce rost are risipa aceasta? Câteva lucruri, aș vrea câteva principii mai întâi. Cu privire la această femeie, care a rămas, pentru că în final auziți ce spune Biblia, ce spune Domnul. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Dar noi, în dreptul nostru, și vom vedea câteva principii mai întâi. Și un prim principiu, fă lucruri frumoase în viața aceasta. Să facem lucruri frumoase, lucruri bune, constructive, ziditoare. Lucruri care să îl înalțe pe Dumnezeu pe de-o parte, iar pe de altă parte să avem acea bucurie sfântă că am făcut ceva pentru Dumnezeu. Un al doilea principiu, fă tot ce poți. Că în viața aceasta poți să faci, nu dincolo, acolo nu știm cum va fi. Unii spun acolo numai se va cânta, nu știu dacă așa este. Dar un lucru știm, că vom fi acolo desăvârșiți, vom fi ca El, îl vom vedea așa cum este. Zice Biblia în Apocalipsa, celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și-am biruit și șed împreună cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Celui ce va birui, voi da o piatră albă și pe piatra aceasta albă e scris un nume nou, care a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului. L-am primit la nașterea din nou. Când m-am născut, părinții mi-au pus numele de Eugen sau prenumele de Eugen. Atunci am fost numit Eugen, la nașterea aceasta fizică în lumea aceasta. La nașterea din nou primim un nume nou. Un nume care e scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului. Nu știu ce nume am primit, dar știu un lucru, că dacă îmi voi păstra curăția, fidelitatea, credincioșia, verticalitatea, în ziua aceea voi afla numele, un nume nou, care la rândul lui va vorbi numele acela nou de ceea ce voi fi o veșnicie. O veșnicie ce voi fi.
Nemaipomenit ce promisiune are Domnul pentru noi. Celui ce va birui nici de cum nu-i voi șterge numele din cartea vieții. Voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea sfinților îngeri. Femeia aceasta a făcut un lucru frumos, a făcut tot ce a putut. Se va istorisi de ea și se vorbește, așa ne spune, pentru totdeauna în veacul acesta, în lumea aceasta. Și apoi și dincolo o vom cunoaște, dacă vom ajunge și noi acolo. Dumnezeu să ne ajute! Apoi un alt lucru care vreau să-l menționez, nu obosi în facerea binelui, nu obosi. Femeia aceasta nu a obosit. Vreau să vă spun un lucru, uitați ce spune în Corinteni de bună oară. Să știți că mulți au început în Duhul și au sosit-o în firea pământească. E mare lucru să nu obosești. Spune, de aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am primit-o, am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Nu cădem de oboseală în sufletele noastre, dar nici în trupurile noastre. Cei bătrâni întineresc ca vulturii. Sunt revitalizați chiar și la bătrânețe. Și chiar dacă din punct de vedere fizic nu mai există putere, dar spirituală, înăuntru, în suflet, în duh, ei se vor ruga în continuare, vor continua să-L slujească pe Dumnezeu. Nu obosi. Când obosești? Atunci când contabilizezi. Nu contabiliza ceea ce faci, e un mare risc. Uite, de atâtea ori am citit Biblia, de atâtea ori mă rog pe zi și așa mai departe. Asta e un lucru secret, nu trebuie să-l spui la nimeni. Să te laude altul, nu gura ta, un străin și nu buzele tale. Nu contabiliza. Oameni care au început cu mare elan și au obosit în timp. Ce frumos! Să le reglezi toate în mod așa frumos, constant, pe urma pașilor Lui, pe urma pașilor Domnului Iisus. Dacă noi ne cercetăm în seara aceasta, sigur, vom lua o decizie, o hotărâre. Ne vom verifica și vom constata unde suntem, din punctul acesta de vedere. Ce frumos! Ce mare lucru să nu obosești! Femeia aceasta a venit acolo fără să fie interesată de ceea ce spun cei care erau prezenți acolo. Cei care erau în acea casă, într-o casă, noi știm, Biblia spune că Simon Fariseul era casa lui Simon, așa spun și ceilalți evangheliști. Ea a mers acolo neinvitată, la biserică, nu aștepta să fie invitată. Păi mă duc acolo, vine Domnul, îi prezent El. Mă duc acolo să mă rog, să-L aud pe Dumnezeu, să aud cuvântul Lui. Foarte important. Aici noi trebuie, Biblia spune, de la Ioan Botezătorul împărăția se ia cu năvală. Cine pune mâna pe ea? Cei ce dau năvală. Nu spune că cei înțelepți sunt felul veacului sau cei care sprinde energii. Nu, cei care dau năvală pun mâna pe împărăție. Cei care se deschid înaintea celui preanalt, își deschid inima. Nu contabiliza, nu aștepta aici aprecieri și răsplătiri pentru ce ai făcut. Femeia aceasta nu a fost interesată, nu a așteptat răsplătire aici. Să lucrezi pentru Dumnezeu și în mod special, dacă poți, pe cât poți, în surdină. Lucrurile pe care le faci, unele din ele trebuie să le faci aici, în casa Domnului. Le vor vedea și alții, dar apoi, când faci o binefacere, zice să nu știe stânga ce face dreapta. Tatăl tău care este înascuns va vedea dacă faci înascuns și îți va răsplăti. Ce frumos! Ba, numai asta se contabilizează înaintea lui Dumnezeu. Nu contabilizez eu binele, îl contabilizează Domnul. Dacă îl contabilizez eu, s-ar putea el să nu-l mai contabilizeze. Dar nu numai atâta, și obosesc în timp. Păi am făcut atâta bine, m-am săturat să mai facă și alții, nu? Asta nu-i vorbă. Nu-i biblic, nu-i spiritual, nu-i dumnezeiesc. Eu trebuie să fac până la sfârșit. În virtutea chemării pe care Dumnezeu mi-a făcut-o, eu trebuie să-mi fac datoria până la capăt. Ce frumos! Nu aștepta aici aprecierii din partea celor din jur. Cei din jur acolo, până și ucenicii, dintre ucenici, mai ales Iuda,
El ținea ca unul care ținea punga. S-ar fi putut vinde acest un de lemn cu o sumă de bani și banii să dea la săracilor. Pe săraci aveți întotdeauna. Dar pe mine nu mă aveți întotdeauna. Domnul avea în vedere și, sigur, jertfa lui care o va aduce. Era o anticipare în această lucrare pe care o făcea această femeie. Atunci când vrei să faci un lucru bun pentru Dumnezeu, nu se poate Dumnezeu să nu-ți deschidă ușa. Îți deschide ușa, îți deschide mintea, te călăuzește. Zice Biblia, pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte să umblăm în ele, trebuie doar să umblăm în ele, sunt înaintea noastră. Nu trebuie să le caut la capătul pământului, da, de unde? Ele sunt pregătite, doar eu trebuie să am sensibilitatea, să mă rog și Dumnezeu îmi va deschide inima și ochii, ochii spirituali. Ce frumos vorbește în Psalmul 119 vis-a-vis de vederea aceasta spirituală. Auziți numai ce spune omul lui Dumnezeu în Psalmul 119. Printre altele, spune el aici, abatem ochii de la vederea lucrurilor deșarte. Abatem ochii de la vederea lucrurilor deșarte, versetul 37. Iar versetul 18, deschidem însă ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Când Domnul îmi abate ochii aceștia, că în altă parte spune, ferice de cei ce își leagă ochii ca să nu vadă răul. Să știți că sunt persoane care umblă dintr-un loc în altul, frate, atâta rău nu pot, mă duc în altă parte, mă duc în altă parte. Nu asta e soluția? Nu asta e soluția? Oriunde ești. În vremea din față erau în mesajele care le-am auzit în aceste două zile, dar nu numai, în Biblie. Oamenii, încă o dată, spune în Luca 21, își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Și acum eu trebuie să fug unde să mă duc, oriunde m-aș duce, nu scap. Dar omul care este al lui Dumnezeu, el are ochi, dar nu vede decât ceea ce trebuie să vadă. El își închide ochii, își leagă ochii ca să nu vadă răul. Nu că își leagă ochii aceștia firești. De el nu vede, văd, dar nu văd. Aici e puterea. Aud, dar nu aud. Informații, dar nu le accept, nu le primesc. Ce frumos! Să nu auzi nici aprecierea unora din jur, dar nici ocara. Să fii imun. La laude să fii imun. Să nu primești, să fii foarte atent și la cei care te laudă și care te apreciază așa pe față. Omul lui Dumnezeu întotdeauna se roagă pentru cei din jur. Multă atenție trebuie la toate lucrurile și dacă așa vom păși, Dumnezeu nu se poate să nu ne ajute, să nu ne sprijinească. Doresc, Doamne, binecuvântă biserica aceasta. Familiile noastre, Doamne, că vrem mântuirea. Vrem mântuirea. Domnul nu mai duce în cer oameni neprobați. Îngerii au fost și ei probați la vremea lor, acolo în cer. Au fost făcuți îngeri, ființe spirituale, desăvârșite. Și acolo Domnul a avut un timp pentru ei. Când a fost timpul ăsta, Domnul știe, au avut vremea lor de test, de probă. Și la probă unii au căzut. Care au căzut, sunt căzuți pentru totdeauna. Și Domnul a conceput, l-a creat pe om în planul lui. Ce frumos vorbește în Deuteronom despre Dumnezeu, spune Biblia aici în capitolul 32. Ce adânc este Dumnezeu, sigur, noi ce putem ști cât ne descoperă El. Zice, oare nu este ascuns lucrul acesta la mine, pecetluit în comorile mele? Versetul 34 din Deuteronom 32. Pecetluit în comorile mele. Au zis că El are comori, Dumnezeu. Taine pe care le păstrează și la vremea potrivită și o veșnicie întreagă vor fi consumate, depănate, trăite de cei care sunt mântuiți și de cei ce vor ajunge acolo. L-a creat pe om ca omul să ajungă acolo în locul acela de slavă. Și îmi place mult în încercările acestea, dragii mei, prin care ne trece Domnul, nu ne lasă singuri. El ne promite că este cu noi. Îl rugăm, Doamne, lasă Duhul Tău peste noi.
Fără Duhul lui Dumnezeu, ăsta e adevărul, nu putem face nicio mișcare. Suntem oameni firești fără Duhul lui Dumnezeu, aducând roade în tot felul de fapte bune. O faptă bună, dacă n-are la temelie roada. Roada nu e a mea, e a Duhului. Fapta e a mea. Pregătită de Domnul, dar eu o fac, eu o împlinesc, trăiesc în ea. Dar dacă nu o fac în virtutea roadei, a dragostei, a bunătății, pacea și așa mai departe, nu-i primită fapta? Zice, printre altele, toate faptele bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Faptele fără roadă, dar unde e roada, ca impuls și suport al faptei, e primită înaintea celui preanalt. Totul prin Duhul. Dacă nu predic prin Duhul, sub călăuzirea Duhului, autorul Bibliei, știți cine este? Este Duhul lui Dumnezeu. Păi singurul care o interpretează într-un mod absolut este Duhul lui Dumnezeu. Și dacă Duhul lui Dumnezeu va veni și va fi în viața mea, sigur, nu voi distorsiona cuvântul cum o fac mulți la ora actuală. Dar sunt mulți, sigur, câte o întrebare din asta în mintea noastră poate. Doamne, dar de ce îl îngădui? Îi îngăduit. Cel rău îi îngăduit că prin el sunt încercați oamenii. Probați. Dar eu, dacă rămân lângă Domnul, toate lucrurile vor fi frumoase și bune. Câteva lucruri despre această femeie. Spune Biblia despre ea că a aflat unde este Domnul. Într-o altă evanghelie spune că a venit. Într-o altă evanghelie spune că s-a apropiat. S-a apropiat. Trebuie să te apropii de Domnul. Dacă vrei să afli lucruri bune, vei afla lucruri bune. Dacă vrei să afli lucruri rele, vei afla lucruri rele. Pentru ce suntem deschiși? Dacă suntem deschiși pentru lucruri bune, vom afla lucruri bune. Spune Biblia, când o mers Ioan și Iacov în casa lui Simon Petru cu Domnul Iisus, soacra lui, zice, zăcea bolnavă în pat. Ori vorbi despre ea. Ce frumos să vorbești Domnului în rugăciune despre cei bolnavi, despre unii cauzele care le avem. Să le aduci, să-i vorbești Domnului. Asta înseamnă rugăciune. Să-i spui Domnului în rugăciune, să găsești cuvinte alese prin care să-L înduplești pe Dumnezeu că e nevoie de intervenția Lui. Să vină în ajutor, că merită persoana respectivă. Ce frumos! Ce frumos apoi nu numai să afli, dar să și vii. Doamne, dar ești în casa lui Simon, leprosul. Eu n-am ce căuta acolo. O trecut peste bunele maniere. Nu a fost invitată. Am întâlnit persoane, dacă nu îi inviți la adunare, dacă nu mereu stai de vorbă și așa mai departe, uneori o facem, dar nu e suficient. Asta e pentru moment. Că un om care îl caută pe Dumnezeu, e interesat, el dorește, el știe că aici e prezent Domnul, știe că el e mântuitorul, nu oamenii sunt mântuiesc, oamenii nu pot mântui. Știți că Pavel a zis, aproape că doresc eu însumi să fiu anatema, despărțit de Hristos. Pentru frații mei, pentru rudele mele trupești, nu a putut mântui pe nimeni Pavel. Și cine a fost Pavel? Noi cu atât mai mult, nici vorbă. Singurul care mântuiește nu e un alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți, unul singur, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De El poate mântui, El poate. Nu e cineva care să vină să dorească mântuirea și Dumnezeu să-l respingă, dacă vine, în mod sincer. Domnul îl primește. Apoi femeia aceasta s-a apropiat până când a ajuns la el. Acum, despre această apropiere, sigur, e foarte frumos ce spune Biblia. Citim, dar așa, scurt, fugitiv. Spune aici, printre altele, în cartea evreilor, autorul epistolei către evrei, ne spune aici, în capitolul 4, foarte frumos, Evrei, capitolul 4, zice aici, să ne grăbim, să intrăm în odihna aceasta, să ne apropiem, versetul 16, cu o inimă, cu încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare, să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie, să ne apropiem. Trebuie să ne apropiem. Cum să mă apropii de el? Unde e el? Unde e casa lui Simon leprosul? Aici e casa lui Dumnezeu. Să mă apropii de cuvântul lui, să mă apropii în rugăciune, să mă apropii la părtășie cu frații. Unde sunt frații lui adunați, unde doi sau trei, în numele meu acolo sunt eu prezent. Vă sfătuiesc, nu lipsiți de la părtășie, trece vremea, îmbătrânim și vor fi regrete mari.
pentru cei ce n-au venit întotdeauna și nu l-au alergat la casa Domnului. În Cartea Evreilor, în capitolul 10, versetul 22, să ne apropiem, dar cu o inimă curată, credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, cu trupul spălat cu o apă curată. În epistola lui Petru, în capitolul 2, versetul 4, apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Iar în Iacov, ca un cununare. Versetul 8, apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Se va apropia de voi. Și altceva nu vreau, Doamne, decât asta, să știu. Plec de acasă și Tu ești cu mine. Plec de acasă și Tu rămâi în cortul meu în același timp. Dumnezeu e prezent pretutindeni. Nu e un loc unde ochiul Lui să nu fie prezent. Nu e cineva care să poată ascunde de fața Lui. De privirea Lui, El este prezent pretutindeni. De aceea aș vrea să nu uităm, dragii mei, trebuie să facem acești pași pe care i-a făcut această femeie. Acum, printre altele, vreau să mai amintesc ceva. Tot niște principii, un prim principiu care vreau în continuare să-l menționez. Lucrarea pentru Domnul întotdeauna înseamnă jertfă, înseamnă sacrificiu. Trebuie să te jertfești pentru Domnul. Tot ce faci pentru Domnul este contabilizat de El, scris în carte. Și numai cu aia o să mă întâlnesc dincolo, atât. Cu celelalte toate rămân aici. Dar cu ce fac pentru Domnul, totul este înregistrat. Ce frumos! Lucrarea pentru Domnul însă înseamnă jertfă, sacrificiu. Trebuie să mă sacrific, trebuie să mă dăruiesc. Lucrarea pentru Domnul înseamnă, sau de multe ori și în general, este neînțeleasă de cei din jur. Atunci când vreau apropiere de Domnul, poate vor fi comentarii într-o parte și în alta, nu e nicio problemă. Ce mă interesează, ce spune Domnul, asta contează înaintea Lui. Lucrarea pentru Domnul va fi neînțeleasă de cei din jur. Lucrarea pentru Domnul stârnește împotrivire, de multe ori. Atunci când pui la post de bună oară un conducător, un păstor de biserică, mereu poporul stârnește în dreptul unora, chiar dacă nu spun împotrivire. E un mare har să fii provocat împreună cu alții, împreună, la lucrări bune, constructive, ziditoare, la zile deosebite, în care să te apropii de Dumnezeu, e un mare har. În multe locuri nu mai există așa ceva. Zile de sărbătoare, numai de bucurie. Vedeți, e adevărat, bucuria aia trebuie să primeze în viața unui om. Un om mântuit, ăla se bucură, dar culmea este... Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în cazurile noastre. Până necazul aduce lacrimi. Cum în lacrimi, prin lacrimi, îi bucurie? Adevărata bucurie așa se manifestă. Și prin lacrimi, sigur, și prin cântare, și prin laudă. Și prin laudă. Ce frumos! Lucrarea pentru Domnul, apoi, să nu uităm, dragii mei, va fi apărată de Domnul. El o apărat-o aici, nu trebuie să te aperi tu. Fii liniștit, lucrarea din biserică e a Lui, El a murit pentru biserică. Nimeni nu este atât de interesat de bunul mers al bisericii, așa cum este Domnul, pentru că biserica este a Lui. Tu ești a Lui, ești în mâna Lui. El este interesat de tine și de viața ta, de casa ta, de cortul tău, de biserică. El este interesat. Îl rugăm, Doamne, ajută-ne să rămânem în mâna Ta. Noi doar să fim ai Tăi. Apoi, un alt lucru, un alt principiu, lucrarea pentru Domnul va fi întotdeauna răsplătită de Domnul. Și cum răsplătește El? Nimeni nu poate răsplăti, noi nu ne imaginăm. Iată, plata este cu El și răsplătirile merg înaintea Lui. Bine de cel neprienit, spune Isaia. Capitolul 3, versetul 10, Lui va merge... Bine, căci se va bucura de rodul faptelor lui. Vai însă de cel rău. Lui va merge rău și el va culege rodul faptelor lui. Ce frumos să faci fapte bune! Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile lui.
Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va duce orice faptă, dragii mei, orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău, vai câte lucruri de la întuneric în ziua aceea vor fi scoase în evidență, la lumină. Câte lucruri de care oamenii vor amuți, cum cineva mă întreba, frate Eugen, dar cum va fi acolo? Cum voi putea să mă apăr? Nu, vei încerca să te aperi acolo. Capacitatea pe care o vei avea va fi de așa manieră încât îți vei vedea tot trecutul tău. Nu vei avea ce să mai vorbești. Vei amuți. Când Domnul ne va pune totul înaintea ochilor. Dar ce frumos când El va scoate în evidență lucruri pe care eu nu le-am scos și tu nu le-ai scos, ai făcut fapte bune. Și Domnul le-a avut în atenție, în cămăruță. Cum ai stat și te-ai rugat? Cum ai plâns pentru alții care aveau nevoie de rugăciune și de încurajare? Domnul toate le va scoate în ziua aceea. Doresc în final, încă o dată, Doamne, binecuvântă toată biserica. Amin. Nu face supărare femeii, spunea Domnul Iisus într-o altă evanghelie. De ce face supărare femeii? Domnul a apărat-o. Credincioșii biserica lui, repet din nou ce spuneam aseară, e apărată de el. Ăsta e motivul că a ajuns în 2023. Dacă nu o apăra el, era nimicită de mult. E oameni care s-au ridicat și se vor ridica încă în timpul din față. Mulți. Dar vreau să nu uităm, biserica nu este o lucrare la întâmplare. Biserica mea, eu o voi zidi, ea mea. Eu am murit pentru ea, dar eu o voi zidi. Aia înseamnă, ea va crește. Va crește până va ajunge la apogeu, până se împlinește numărul mântuiților. Și nu știm când se împlinește. Dar când se împlinește numărul mântuiților, să știți că atunci biserica va fi ridicată, va fi dusă de aici. Încă se mai poate intra în biserică. Cât timp nu știm, oricum e vremea din urmă, se apropie timpul. Cei ce dau năvală și doresc să intre în biserică, în rândul mântuiților, sigur, încă o pot face. Dorim în final, Doamne, binecuvântă-ne pe toți cei prezenți. Vrem să plecăm de aici, dar cu hotărârea de a sluji, de a face voia Ta, de a împlini cuvântul Tău, de a trăi, o Doamne, pentru slava și gloria Ta. Și apoi nu numai noi, și familiile pe care ni le-ai dăruit. Am 42 de nepoți și să știți că iau în fiecare zi, pe nume, pe fiecare. Pe nume, mă rog pentru ei. Am avut niște mesaje uneori, că Domnul ține cont și mi-a reamintit că El știe că mă rog și așa. Și să continui să mă rog pentru ei. Vor crește, generația care crește, să știți, vremea îi nefastă, evenimentele care vor fi. Trebuie să ne rugăm mult pentru copiii noștri, pentru nepoți. Pentru cei dragi. Păi ce vrem altceva decât noi și familiile pe care ni le-a dăruit Dumnezeu să ajungem acolo în împărăția Lui. Doamne, ajută-ne la toți să ajungem acolo. Să nu lipsească nimeni din cei dragi ai noștri. Dumnezeu să vă binecuvinteze.